Proaspăt numit în funcția de președinte al Partidului Național Liberal Petrila, Costel Avram a fost astăzi gazda primei conferințe de presă la care a luat parte și președintele PNL Hunedoara, Mircea Ioan Moloț. Tot cu acest prilej a fost inaugurat și sediul din localitate, iar Avram a declarat că pentru el vor vorbi faptele. Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, ca ta este împărăția, puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Am fost numit, am două săptămâni, la conducerea organizației PNL Petrila. În primul rând vreau să le mulțumesc membrilor care m-au primit și m-au primit cu căldură. Le mulțumesc pentru ceea ce au făcut în cele două săptămâni care s-au scurs. Sigur, sarcina mea este de a face din organizația Petrila una din organizații puternice liberale din Valea Jiului. Există oameni, există tineret și pe această cale vreau să le mulțumesc fiind faptul că deja am avut două, trei întâlniri și astăzi sunt în număr mare aici alături de mine. Domnul președinte, eu voi trece la fapte. Vorbele le lăs mai târziu. Mircea Ioan Moloț a venit special de la Deva pentru acest eveniment și a declarat că are mare încredere în cel pe mâna căruia a dat acest partid la Petrila. Întotdeauna o organizație, dacă are liderii impuși sau nu, care nu se ridică la nivelul de lider, are de suferit. Organizația din Petrila, cel puțin de 8 ani încoace, a suferit numeroase modificări. Interese personale, clanuri și cred că niciodată cei care au trecut prin acest sediu nu s-au gândit la organizație și la dezvoltarea acestei organizații și organizația din Petrila să aibă un cuvânt de spus în activitățile orașului Petrila. Asta a și fost motivul care a trecut pe aici o serie de... Am făcut destul de experiențe cu... Am impus, e adevărat și vă spun, o subliniez, am impus tot felul de lideri care s-au dovedit că le cam mare părăria pentru capul care l-aveau. Cred că de data asta nu am greșit, fiindcă pe Costel Avram îl cunosc mai bine decât pe oricare lider cu care am lucrat până acum, datorită faptului că 4 ani de zile mi-a fost coleg, cum s-ar spune, mi-a fost mâna dreaptă în administrația județului și la final de mandat n-am avut ce să-i reproșez. M-am bucurat când stăteam așa la cumpără cu el, cum să-l facem să renunțe la poziția care o avea de lider a unui partid. N-are importanță ce cotă avea sau care nu o avea, dar faptul că era liderul unui partid la o anumită perioadă destul de puternic, decizia de a renunța și a trece într-un alt partid este destul de grea. Mai ales când atunci, sau mai ales când în poziția pe care o ai, ți-ai făcut treaba așa cum trebuie să-și o facă orice lider. Dumnezeu le orândește pe toate și Vadim Tudor a avut înțelepciunea să-l dea afară din partid pe Costel Avram. Normal că l-am consolat și a zis, las, nu-ți pare rău că vei veni la PNL, un partid serios, un partid mare, un partid care a făcut România mare și îți vei desfășura activitatea acolo. Sincer, a fost surprins când i-am propus ideea de a veni președinte interimar la Petrila, o organizație care era decapitată, nu avea lideri, aveau 3 consilieri care nici ei nu știau ce să facă.
Și de multe ori am avut discuții cu ei când. Și am spus toate la timpul lor. Activitatea celor trei consilieri sigur va ieși în față prin faptul că activitatea lor trebuie să fie adusă la conștiința cetățenilor din orașul Petrila și împreună eu cred că putem face foarte multe la Petrila. După cum am văzut în două săptămâni o parte din oamenii care au venit în organizație, fără probleme spun acum că sunt resurse umane, există oameni cu care putem continua și putem face ca organizația din Petrila să fie una din organizațiile cele mai puternice din Valea Jiului și, deci, în județul Hunedoara. Este o muncă, poate nu chiar așa ușoară, dar totdeauna mi-a plăcut să pornesc, să fac ceva și să lăs în urma mea un lucru. Cred că prima misiune a mea ca membru al Partidului Național Liberal este de a pune pe picioare și, cum spunea și dumneavoastră, domnul președinte, de a renaște organizația din orașul Petrila, lucru care încetul încetul va apărea. După cum ați văzut, noi organizația din Petrila, așa mică, în două săptămâni, am ajuns să avem și o publicație a noastră, a organizației orășenești, Avântul Liberal, un ziar care va relata activitatea aleșilor locali, activitatea organizației din Petrila. Pe această cale vreau să-i mulțumesc prietenului meu Mihai Barbu și Roland Sedlacek, care m-au ajutat, și celorlalți care au fost alături de mine. Mulțumesc celor trei consilieri locali care totdeauna i-am simțit alături de mine de momentul când am venit într-o marță, domnul președinte, și chiar am întârziat la acea întâlnire. Credeați că am pornit cu stângul, dar se pare că lucrurile vor arăta inversul, că am pornit cu dreptul. Costel Avram a fost președintele Partidului România Mare Hunedoara, dar a fost demis de Vadim Tudor în urma evenimentelor de la Țebea. De curând a devenit un membru PNL și spune că are mari planuri pentru acest partid din estul Văii Jiului.